Vedem ca pe o partidă oarecare, un meci acasă în care va veni multă lume să ne susțină și sperăm să facem un meci bun, la fel cum am făcut și primele două etape și să scoatem un rezultat pozitiv. Primele două etape care am mers foarte bine, am avut ocazie și la voluntare, chiar pot să spun că am avut ghinion și nu am luat cele trei puncte, dar am jucat foarte bine și am arătat că suntem o echipă. Sperăm să facem, să repetăm meciurile bune și cu Dinamo și să facem măcar un meci frumos. Partida dintre Gaz Metan și Dinamo este programată luni la ora 21.